Bună dimineața, nu stă mult că-i vineri, nu vă deranjez de la planurile de weekend. Sigur aveți planuri de weekend, nu? Aștept să mi le detaliați în comentarii. Bună dimineața și bine v-am găsit aici pe canal. Mulțumesc de abonare, mulțumesc că ați tresărit când a sunat clopoțelul. Ăsta e semn bun, înseamnă că vă preocupă ceea ce o să discutăm și astăzi aici. O cafea în cinstea voastră, donată de cineva pe site-ul buymeacoffee.com/nicubendea. Bună dimineața! Cafea este? Este. Vorba lui Ivan Turbincă, știți aia, că vot este, este, femeie este, este, tabacioc este, să tragem un guleaiu. Așadar, cafea este, net este, voi sunteți aici, să-i tragem un guleaiu. Guleaiu cum au tras și niște polițiști din Vaslui, care până la urmă au făcut o sesiune foto mai de ochiată și unul dintre colegi apare în ipostaze bizare, apare într-o ipostază cel puțin bizară, îmbrăcat în lenjerie de damă și cu un morcov în fund. Pardon, mă scuzați, așa zicea la ziar. Acum că se îmbracă în haine de damă, fiecare cu problema lui. Mă, dar polițai din Vaslui să-și bage un morcov în fund? Sau eu fi crescut acolo? Eu știu că e stresul mare. Știu că e stresul mare, dar nici chiar așa. I se vedeau frunzele sau morcovul dea? Nu insist că nu-mi place zona. Guleaiu, cum au tras doi cetățeni din Giurgiu, care au prins doi struți, au furat doi struți, i-au omorât și i-au și mâncat. Extraordinar cât suntem de insensibili. Acum înțeleg cu un porc să mai procedeze așa. Da, cu bietul struț, oare cum lor fi asomat? L-au făcut de rușine și struțul și-a băgat capul în pământ și acolo. Nici nu vreau să știu. Nici nu vreau să știu. Dar de cetățeanul ăla care ieri la pasajul Unirii din București, în loc să o ia frumos pe drum, a sărit în fântână. A treia mașină care sare în fântână lângă Palatul Parlamentului într-o săptămână. Ce să-i faci? Au mărit ăștia prețurile și la spălătoriile auto. Și românul descurcăreț și inventiv ce face? Sare cu mașina în fântână. Când o să sară cu mașinile spre Parlament, atunci mai discutăm cum merge vaccinul, cum merge campania de vaccinare. Aici în Cluj-Napoca, niște amici de-a mei mai în vârstă, săraci, s-au tot chinuit cu zecile de ore să-și facă programare și au primit programare, au primit răspuns în Șimleu. Din Cluj-Napoca să te duci să-ți faci vaccinul în Șimleu, în Șimleu, în județul Sălaș, căci că acolo nu e atâta lume. Acum e și bine și rău. Trebuie să-ți iei vacanță să mergi să-ți faci vaccinul în Șimleu, dacă pleci din Cluj-Napoca. Partea bună care, că pe lângă vaccin mai primești și o doză de pălincă la litru. Așadar, să merită. Dar s-a promis că și aici în orașul Cluj, în județul Cluj, mai precis, o să se facă un centru mare de vaccinare în Florești, în dormitorul Clujului, în comuna Florești, undeva pe lângă Avicola. Dacă stai cu minte la vaccin, te răsplătesc în pulpe superioare de pui dezosate. Că numai așa se pot vaccina oamenii. Profesorul de la IAR, profesorul Astărăstoaie, a zis că el încă nu se vaccinează, că n-are suficienți mușchi. Omul ce a zis, dacă tot îmi fac poză de la vaccin, măcar să mă duc să am ceva pe mine, să am ceva pe brațe, mă duc o lună la sală și după aia mă vaccinez, că la 12 Arnold Schwarzenegger, Arnold Schwarzenegger, și-a făcut vaccinul în mașină. De rușine, zice, nu mă pot compara, nu-mi pot eu compara brandul cu brandul lui Klaus Iohannis. De rușine, s-a vaccinat în mașină. Nici nu am văzut acolo deltoidul, bicepsul, tricepsul, nu, zice, fratele meu Klaus, e mult mai bine făcut decât mine, nu vă trimit nicio poză. Iar Neaneru Cristoiu, când și-a făcut când i s-a făcut vaccinul, a stat în bustul gol, cu părul ăla lui acolo răvășit, la bustul gol. Stătea să-i se dea vaccinul, să primească imunizare și imunitate. La bustul gol spera să-i facă și ceva lifting mamar, habar n-am. Pe modelul lui, că el e model pentru mulți ziariști în viață, domnul Turcescu, Robert Turcescu, rămas fără sinecură de partid, a zis că se întoarce în presă, mai precis unde, la evenimentul zilei. Organul jurnalistic patronat atâția ani de Neanelu Cristoiu a spus Turcescu că s-a săturat de politică, a stat în PMP și zice, am înghițit multe. A înghițit tu multe, mă, dar pe banii noștri, așa-i? Ce vrei să zicem, Alin Plugaru, că ai înghițit multe de la Băsescu? Bucură-te că ai înghițit, că cine stă pe lângă Băsescu nu prea mai are ce să înghite, na? Robert Turcescu a înghițit, să se bucure că a avut ce înghiți, că uite, a ieșit în presă domnul
Colin îl cheamă, Tavi Colin. Erau doi, Alin Oprea și Tavi Colin. Singur, atât de singur. Ce furor făceau și furouri făceau în urmă cu vreo 20 de ani băieți ăștia doi sub denumirea de Talisman și Talismene. Până la urmă, cu orice formație de succes s-au separat. Dar nu oricum, ci cu scandal. Și domnul Tavi Colin a zis că la despărțirea trupei Talisman, Alin Oprea a luat tot, patrimoniu, drepturi de autor, bani, și el a rămas fără niciun leu, zice, n-aveam bani nici cât să-mi cumpăr o banană. Mă, dracului, dar pretențios. De obicei, nevoile astea de bază le traducind, n-am bani de o pâine, n-am bani să-mi plătesc chiria, n-am bani, pe nimeni nu o să-l auzi, pe nimeni care e în criză de bani, bă, așa-s de săracă, nu-mi permit o banană. Sărac nu-mi permit un anana, un cachi nu-mi permit, mă, pe cuvânt așa de am sărăcit, nu-mi permit un sfert de kil de avocado. Nu-și permite o banană, dar pe de ce nu s-o dus? În perioada aia încă funcționa formația Valahia. Ei aveau banane în plus. Nu știți melodia aia? De-o cânta Trăistariu cu colegul-s-o. Suzana și Roxana, ni-or fura banana, că atâtea banane aveau de... Nu puteau să le împarte și mai să și furau banane de la ei. Suzana și Roxana mi-au furat. Poate îl cheamă pe domnul Tavi Colin, îl cheamă prietenul Fuego, duminică, la emisiunea specială dedicată Unirii Principatelor la TVR2, toată ziua de duminică. O să ne uităm, nu? O să intrați aici pe canal să mai vedeți ce ați pierdut săptămâna asta. În fine, Fuego... Duminică, el va fi filul roșu, filul călăuzitor al acestui program minunat plătit din banii publici pentru a sărbători mica unire, unirea principatelor. Unirea se face, noi așa, în jurul lui Fuego, acest moș Ion fără roată al muzicii pop românești. Da. Două dezbateri ne-au atras atenția, să mai au cură de cafea. De pe buymeacoffee.com/nicubendea vă aștept și vă mulțumesc inorogul. Niho! Două dezbateri ne-au atras atenția din zilele astea din spațiu public. Disputa Rafila-Șoșoacă pe teme medicale. Totul Rafila e o somitate. Stăpânește termenii măcar în domeniul lui. Și doamna Șoșoacă și-a dat cu Șoșoaca pe față, și-a dat aramă pe față că nu știe ce înseamnă septic. Doamna Șoșoacă, știți fosa aia? Nu fosa în care cântă orchestrele de la filarmonică, nu, nu, nu. Fosa septică. Sau fosa sceptică. Bine a făcut domnul Rafila că a pus-o la punct. Și altă dezbatere, altă dispută a pornit de la o postare pe Facebook a lui Mircea Cărtărescu, în care folosea cuvântul dragii, dragei sau dragii mele Ioana. Imediat l-a luat la rost cine? Doamna Olivia Ster, cu 2 de E. L-a făcut cu ou, cu oțet și cu gramatică pe domnul Cărtărescu, nu-i așa? Marele scriitor nu se știe exprima în limba română. Așa da, să vezi dispute de astea despre dativ, nominativ, despre declinări, ți mai mare dragul. Aș dori să vă dezbateți în studiourile noastre la România TV, la Antena 3, oriunde, în care cei care sunt protagoniștii dezbaterilor să aibă la ei dicționarul, DRL-meu, dicționarul limbii române moderne, sau DOO-meul, DOO-meul, adică dicționarul ortografic, ortoepic și morfologic. Ba așa e declinarea, ba nu, ba se scrie cu cratimă, ba cu doi de ei, ba. Aș dori dispute de astea. Dom'le, i-am bate pe francezi și pe alți mari consumatori de stil. Că le stil se luăm, nu-i așa? Ba așa. Aș dori să văd dispute de astea în care efectiv invitații să-și dea cu dicționarul în cap. Băi, vezi la genitivul ăla, vezi la declinarea aia, câte gerunzii folosești într-o frază. Nu pune virgula între subiect și predicat. Ce discuții despre corupție, despre vaccin, despre imunizare, despre pandemie? Nu, domne, despre gramatică, să ne rupem în figuri asupra gramaticii. Nu, atunci am fi o țară evoluată, o țară în care cei care ne conduc destinele să ceartă pe principii de gramatică, pe principii de morfosintaxă, morfologie. Da, cam atât am avut și eu de zis pentru astăzi. Vă doresc un weekend plăcut, să aveți zile frumoase, zile așa, după cum vă doriți, în care să vă odihniți, după cum vă dorește inimioara voastră bună, să vă relaxați și să tragem un pic de aer în piept pentru săptămâna următoare, să gândim pozitiv că avem un an înainte. Abia am pus deoparte 3 săptămâni din ianuarie și mai avem 11 luni și un pic și trebuie să facem să fie bine. Că dacă noi nu facem să fie bine, cine ne poate ajuta?
Mulțumesc de urmărire, mulțumesc de clopoțel. Vă rog, share la acest video să ajungă la cât mai multă lume. Iar noi să ne vedem cu bine pe acest canal și săptămâna viitoare. Nu uitați, de luni până vineri, de la ora 10 dimineața, eu aici vă dau salutul meu și voi continuați în comentarii să despicați și împreună să despicăm firele albe ale situației țării în patru. O zi frumoasă, numai bine!